Vă invit să ne ridicăm, să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu. Voi citi din Efeseni, capitolul 5, versetul 22 la 28. Neveselor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El, mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățat-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. Gianni și Ioana, sunt deosebit de bucuros să fiu la nunta voastră. Mi-a făcut o bucurie specială, nu numai invitându-mă, dar când v-am văzut intrând în biserică, m-am văzut pe mine și soția mea. Cam tot la fel eram și noi, cu diferență de înălțime. Țin minte că mama îngrijorată, o femeie de la țară, văzând-o micuță și slăbuță, a zis, asta moare când naște primul copil. N-a murit, a făcut 3 băieți mari, mai mari decât mine acum. Mi-a stârnit imagini și amintiri foarte frumoase. Așa cum cred că ați stârnit multora dintre cei care au venit la această nuntă. Apoi treziți foarte frumoase speranțe celor care n-au trecut pe aici. O nuntă este întotdeauna o mare bucurie pentru că ea aduce speranțe lumii întregi. Asistăm la acest act al creației divine din nou. Vedem cum Dumnezeu, din 2 oameni diferiți, creează o familie. Creează o nouă unitate, creează fericirea pe pământ, creează paradisul pe pământ. Pentru că eu cred că singurul paradis dat nouă oamenilor pe pământ este căsătoria. Și că întotdeauna din acest paradis te alungă păcatul. De aceea trebuie să aveți mare grijă. Viața noastră este făcută în așa fel încât tot timpul pierdem câte ceva. Cine n-a pierdut nimic în viață, dacă spune așa ceva, e un mincinos. Ar trebui să se uite în oglindă mai des și în buletin sau în pașaport, dacă nu are buletin. Viața este făcută în așa fel încât pierdem tinerețe, pierdem frumusețe, sănătate și în final pierdem viața. Dar nu despre pierderile astea vreau să vă spun. Astăzi voi trăiți în acest paradis în care nu vă lipsește nimic. Dumnezeu v-a dat tot ce e necesar să fiți fericiți. Dar din fericirea asta bogată și plină de astăzi, vor începe să lipsească într-o zi câte ceva. Domnul Iisus Hristos a spus 3 pilde care se referă la pierdere. Practic a vrut să spună ce părere are Dumnezeu despre pierderi. Prima este cu oaia pierdută. O oaie din 100 este un fel de pierdere neglijabilă, dacă vreți. Contabilii de astăzi spun că e planificată. E bine, Dumnezeu nu este mulțumit nici cu asemenea pierdere. O caută pe oaia pierdută până când o găsește. Vrea să aibă din nou 100. Apoi este o femeie care are 10 monede, poate că le-a primit la nuntă. De obicei, femeile făceau un fel de salbă din ele, monedele acelea de aur sau de argint uneori, le primeau ca zestre de la mamele lor. Dacă astea au fost cuminți și n-au cheltuit banii aceia, îi dădeau ca dotă fetei care se căsătorea. Și într-o zi, femeia aceasta constată că una din monedele astea lipsește. Este o pierdere notabilă, nu? 10% e îngrijorător. Și apoi Domnul spune o pildă, pilda fiului risipitor, când pierderea este considerabilă. Unul din doi se duce și nu mai este. Dar în toate pildele astea avem imaginea lui Dumnezeu care caută să găsească ce este pierdut. Știți care e secretul
unei familii, Jean și Oana, este întotdeauna să căutați, dacă pierdeți ceva, din fericirea asta de plină pe care o aveți acum. Am să mă refer la a doua pildă a Mântuitorului, cu femeia aceea care a pierdut probabil o parte din zestra ei de căsătorie. Femeia aceasta a făcut un lucru extraordinar și aș vrea să țineți minte că atunci când simțiți că nu mai e ceva, să faceți ce a făcut femeia asta. În primul rând, este o femeie care este conștientă că îi lipsește ceva. Nu mai este ceea ce a fost. Poate că zâmbetul nu va mai fi la fel de total. Va lipsi ceva din el. Va lipsi ceva din bucuria voastră, din fericirea voastră. Aveți ochii deschiși să vedeți că lipsește ceva. Pentru că sunt așa mulți oameni care sunt absolut inconștienți că le lipsește ceva și uneori le lipsește ceva fundamental. Unii se resemnează cu această lipsă. Păi zic, a trecut 10, 20, la mine au trecut 50. Și aș fi foarte îngrijorat să constat că lipsește ceva. Aș fi foarte îngrijorat. Când m-am uitat la voi când ați intrat în biserică, m-am văzut pe mine și Rodica acum 50 de ani. La fel de fericiți, plini de entuziasm, dar anii au trecut. Fiți atenți întotdeauna dacă lipsește ceva. Alarmați-vă, vă rog, imediat. Nu vă resemnați. Păi zice, 10 ani, au trecut 10 ani, au trecut 50 de ani, e normal, sigur că da. Nu e normal. Dragostea de la urmă, de la sfârșit, poate fi mai bună, ca și vinul ăla de la nunta din Cana, mai bun la urmă decât ăla la început. Întrețineți fericirea voastră, recuperând orice vi se pare că ați pierdut. Fiți conștient de pierderea aceea. Ce mai face femeia aceasta foarte interesant este că aprinde lumina. Imediat aprinde o lumină în locul acela în care este ea. Ascultați-mă, noi pierdem întotdeauna lucrurile la întuneric. Când năvălește întunericul în viața noastră, încep să piardă familiile valori importante. Vin întunericul noi ideologii despre familie, despre gen, despre cine știe ce. Intră pe ferestrele noastre întunericul acesta și uneori am dat bani mulți pe fereastra aia neagră pe care o deschidem în living room. Intră întunericul acela și nu mai vedem bine lucrurile. Și la întuneric pierdem, întotdeauna pierdem lucruri la întuneric. Nu știm unde sunt. E bine, atunci când vezi că pierzi ceva, când lipsește ceva, înapoi la Biblie, scoate din nou cuvântul lui Dumnezeu, lumina lui Dumnezeu, întreabă ce spune Dumnezeu despre lucrul acela care lipsește. Aprinde lumina cuvântului lui Dumnezeu. Caută în Scripturi să vezi ce spune Scriptura despre lucrul acela care simți că lipsește în viața ta. Un al doilea lucru care face femeia aceasta, zice că a măturat casa, a pus mâna pe mătură și a făcut curățenie. Pentru că, din nou, noi pierdem lucruri în mizeria care se aglomerează în familiile și în casele noastre. Nu vorbesc despre mizeria asta fizică, pentru că voi sunteți români și vă cunosc bine pe voi și familiile voastre și Alin spunea, vă știu așa de când erați foarte, foarte mici. Știu că este curățenie în casa voastră și în casa tuturor românilor, e mare curățenie și mă bucur de calitatea asta pe care o avem. Dar sunt alte lucruri care ne murdăresc conștiința, ne murdăresc visele, ne murdăresc credința. Puneți mâna pe mătură și scoateți-le afară din casa voastră. Știți că marele treziri spirituale întotdeauna au venit în casele acelea care au făcut curățenie. Este un exemplu din Vechiul Testament, un sfânt al Vechiului Testament a scos toți idolii din casă și a cărat undeva și a îngropat sub un stejar. Scoateți idolii afară, scoateți lucrurile acelea care murdăresc viața, care aduc mizerie în viață.
Și veți găsi ceea ce ați pierdut. Dacă nu facem curățenie, nu găsim. Un al treilea lucru care face femeia aceasta după ce face lumină și curățenie, spune Sfânta Scriptură că a căutat până a găsit. A căutat până a găsit. Mulți dintre noi nu ne place să pierdem prea multă vreme în căutarea lucrurilor pierdute, nu? În căutarea paradisului pierdut, cum spunea un autor, titlul unei cărți. Dar merită căutat paradisul pierdut. Merită căutate florile din acest paradis pe care nu le mai avem. Fericirea acelui paradis merită căutată. Și trebuie căutată până când o găsim. Asta nu zicea, m-am plictisit, am căutat, nu era. Ne resemnăm, nu mai este, nu mai este. Femeia aceasta nu este ca și nuntașii de la nunta din Cana, nu? S-a gătat vinul, s-a dus la cel care coordona nunta, la nun, și a spus, nu mai au vin, s-a terminat vinul. Păi, ăsta ce-o fi spus? Păi, bem apă dacă nu este vinul. Ce este? Bem ce este, nu mai apă chioară, nu? Domnul spune, duceți apa aia chioară la mine și o vă transformăm în vin. Nu vă dați bătuți, nu vă resemnați când simțiți că lipsește ceva din plinătatea fericirii voastre de astăzi. Câte o dimineață, când mă trezesc, mă vede soția și zice, de ce ești supărat? Nu sunt, dar așa arat eu la vârsta asta. Arat supărat, gata, când mă trezesc, deja arat supărat, gata, nu? Nu la aparențele astea, dar o să simțiți că ceva lipsește. Nu se mai poartă la fel, nu mai zâmbește la fel. Lipsește ceva din fericirea paradisiacă a căsătoriei voastre. Căutați, vă rog, până găsiți. Faceți lumină, să vină lumina lui Dumnezeu peste casa voastră. Măturați, alungați tot ce este rău, dar căutați până găsiți. Nu vă resemnați. Așa multe familii se resemnează și se duc la divorț. Se duc la consilieri spirituali, se duc la, cine știe, la psihologi, se duc la doctori. Căutați până găsiți, pentru că ceea ce lipsește a fost în posesia voastră, în casa voastră, căutați până când o găsiți. Și ultimul lucru cu care ne apropiem de încheiere este că femeia aceasta știu să sărbătorească această găsire. Și a chemat prietenele, vecinii. Le-a spus, ne iubim la fel ca la început. Din nou vinul de la urmă e mai bun ca cel din tâi. Ne iubim ca la început. Am găsit ce lipsește. Sărbătoriți întotdeauna. Fie viața voastră continuă sărbătoare. Nu numai că veți regăsi ceea ce pierdeți, dar celebrați și mulțumiți lui Dumnezeu în fiecare zi pentru harul acesta care vi l-a dat. Să trăiți în acest singur paradis dat oamenilor pe pământ, căsătoria. Fie viața voastră înconjurată de flori, așa cum sunteți astăzi. Geane, adu-ți aminte de flori de fiecare dată. Nu veni acasă fără ele. La Chicago am ținut niște studii biblice cu bărbații și i-am invitat și am învățat să cumpere flori pentru neveste. Într-o zi m-a sunat o soră și spune, frate, ce ai făcut? Ce ai făcut cu bărbatul meu? Zice, a venit cu flori acasă. Zice, niciodată nu s-a întâmplat așa ceva. Am crezut că s-a îmbătat. Dar când știi să duci flori, când știi să te înconjori de bucurie, când știi să sărbătorești, viața este o fericire continuă. Și Domnul să vă binecuvânteze, să fiți o familie fericită. Ascultați-mă, aveți obligația să aveți o familie fericită. Pentru că dacă nu o să aveți o familie fericită, veți fi o reclamă foarte proastă pentru Biserica lui Hristos. Dacă sunteți o familie fericită, sunteți o reclamă foarte bună pentru Hristos și Biserica lui. Domnul să vă binecuvânteze. Amin.